Și cum a fost în mini-vacanță? La munte, la mare, la grătare, cumpătare, lumânare. Da, mă, normal că vorbesc în rime, doar m-am născut poet, nu? Ca tot românul care s-a născut poet și șofer pe DN1. Iar a fost festival pe drumul dintre Brașov și București. Au stat românii la coadă pe șosea, mai rău decât la moaște să mor. Așa arăta drumul național 1 la intrarea în București în jurul orei 21. În aceste condiții, viteza de croazieră nu depășește 10 km/h. Cât timp stați în coloană? Cam de 20 de minute. De jumătate de oră. Veniți de la munte? Da. Și coada pe câți kilometri se întinde? Nu știu să zic. 3 km maxim. 5 km maxim. Se circulă bara la bara pe o distanță de câțiva kilometri, spun șoferii nemulțumiți care stau în trafic de mai bine de 45 de minute. Deci asta era la intrarea în București seara. Vă dați seama cum a fost cu câteva ore mai devreme la plecarea de la munte. Cred că sunt oameni care au petrecut mai mult pe drum decât la relaxare sau la biserică. Bă, poate n-ar fi rău să se ridice și niște biserici pe marginea drumului. Nu doar cârcium, hoteluri și parcări pentru fete. Biserici, spitale, săli de cinema, biblioteci, tot ce trebuie, mă. Dar nu vă faceți griji, oameni buni. Autoritățile știu ce se întâmplă, cunosc problema și mai ales lucrează la rezolvarea ei, da. De vreo 200 de ani lucrează. De când s-au apucat de autostrada Comarnic-Brașov, păi nu? În legătură cu acest proiect, domnul prim-ministru, pe toate analizele noastre, Comarnic-Brașov, din punct de vedere circulație, din punct de vedere interes economic, din punct de vedere nevoie de interconectivitate într-o regiune sau alta, e pe primul loc în România. De ce nu l-ați făcut voi, bucureștenii, niciodată? Nu știu. Pe Comarnic-Brașov pot să-mi fac un doctorat deja. Da, mă, domnul Ponta poate să-și facă un doctorat pe Comarnic-Brașov. Doctorat în ironie, presupun, că alt domeniu nu-mi dau seama care ar putea să fie. Mă rog, el face mișto, dar românii nu prea mai au chef de miștouri de-astea. Am înțeles că unii chiar s-au apucat de doctorate în șoferie pe DN1, iar copiii lor cred că au ajuns deja la gimnaziu. De fapt, există copii care s-au născut și au crescut pe DN1. Ce mai nu m-ar mira să aflu într-o zi că românii petrec în medie vreo 3 ani din viață pe DN1.